Vezi că nu ai pierdut bani, gen mașina pe care ți-ai luat-o era de la sponsor, tu ai 4.000 de dolari în bancă. Da, ok, sună bine. Cea mai bună mașină de început e Nissan 240 SX. Dacă stai în spatele unui nemernic, faci drafting și ți se încarcă nosul. Mașinile cu tracțiune frontală sunt foarte proaste. Bă, sincer, nu știam că mașina pe care am ales-o noi atunci a fost de fapt gratuită după ce am terminat acea cursă și nici că facem... Ni se încarcă nitro-ul dacă stăm în spatele unui oponent. Salutare băieți și bine v-am regăsit, suntem cu aceeași mașinuță, n-am schimbat momentan nimic, deși, aveam aici ceva mesaje. Turbo cover opportunity. One of my contacts has just called to let me know that the photographer is looking for hot cars. Ok, deci asta e vorba de ceva poză, iar Justin, sick mirrors available to custom mirrors. Poți să schimbi și oglinzile în jocul ăsta? Și hoods, ok. Bă, am putea să dăm o tură până la shop. Dar avem doar 4.000 de dolari, deci poate mai degrabă facem întâi un pic de 2-3 curse pe acolo. Hai să băgăm așa 2-3 curse, nu? E ce n-ai, băie? Ăsta e circuit în care intrăm acum. No, hai să vedem. Hai să intrăm și să vedem. Bănuiesc că n-am mai făcut până acum circuitul ăsta, adică presupun că toate mașinile pe care, toate cursele pe care le începem sunt noi, de pe hartă. Și... Bă, nu m-am uitat niciodată, sincer, să văd dacă nu cumva am și un perfect start în Need for Speed. Ia, hai să stăm în spatele ăsta să vedem. Chiar ne se încarcă nitro, bă? Ha? Deci nu mi se pare, poate trebuie să fie un pic mai aproape? Ba, uite, drafting! Ba, bă! Fii atent că merge într-adevăr! Și mi se pare că merge și ca slipstream. Nu știu dacă mi s-a încărcat nitro, dar ca slipstream aproape mai mult ca sigur o mers. Ok, încercăm să nu intrăm în mașinile astea la alte de NPC-uri. Că... ok. Ok. Mașinuța mea cam pierde controlul. Ăștia alți văd că nu prea pierd controlul ei. Na, hai că facem iară drafting în spatele lui ăsta. Hai să vedem, na. Uite, acum e aproape gol nitro, da? Drafting. Ia, prinde mai mare avantaj în viteză decât el? Bă, pare că da și s-a încărcat și nitro. Nu știu dacă e doar în deja vu, poate doar lasă ăla accelerația. Să mă facă iară jocul să câștig, să alea. Mă ajută iară jocul, ce să faci. Na, acum stai când faci ăsta drafting, fii atent. Fii atent că încearcă el să facă drafting, ok. Oh, și să mă și împingă nesimțitul. Ia uite-te la el. Oh, băiatule. Nu, stai, fii atent, deci trecem pe lângă ăsta, pe lângă NPC, așa frumușel. Am terminat primul lap, totodată. Mai trecem și pe lângă ăsta. Dar nu ne se încarcă nitro. Ah, foarte puțin, ok. No, acum ni s-a încărcat un pic mai multicel. Și gata, luăm avantaj. Hai că pe lângă ăla n-a fost close call, a fost direct call. A, dar uite, trebuie să treci destul de aproape. Ce n-ai bați, se încarcă nitro-ul și doar pentru că treci pe lângă el, gen pe banda ta. Are sens ce zic? Nu știu. Am pierdut acolo ceva puncte, dar chiar bă, ce... care e faza cu atunci când arată cu roșu punctele în dreapta? Nu știu, man. Cred că îmi bat prea mult capul și trebuie doar să-mi țin eu lane-ul meu, banda mea, sensul meu și cu asta basta. Nu știu de ce mă chinui atât. Îs prea try hard uneori, sincer. Deși pentru unii dintre voi tocmai asta este senzația, să uita la Need for Speed Underground. La cineva care e prea try hard sau este pro player. Oh! Na fraiere, că încercai să mă împingi. Na fraiere, acum rămâi acolo. Știți ce mi-e dor, bă? Mi-e dor, frate, de... Deci, efectiv, ce adoram la, de exemplu, GTA 5, când făceam curse. Și mai era Need for Speed Shift-ul. Bă, frate, că puteai să vezi dashboard-ul, practic, interiorul mașinii, cum ar veni. Zgârcea, 106. Ok, ne întoarcem atunci la Explore Mode. Și știu că era și un mod pentru Most Wanted, dacă nu mă înșel, în care să vezi... interiorul mașinii în timp ce conduci. Și bă, pe mine chestia aia mă fascinează. Nu știu de voi, adică se simte mult mai realistic. Așa. Ce e asta? Rachel, Megalo Parts. Even though it doesn't carry all the performance available, Megalo Parts is worth visiting. Carry additional discounts. Bă, fii atent că ăsta e shop pentru mine. Bă, mi-au luat discount chestii. Păi acolo vreau să merg, frate, când... Păi și unde e Megalo Parts? Bă... Păi mi-au zis că e Megalo Parts, păi unde?
Bla, visit Megalop. Da, m-aș duce dacă aș ști unde e, nu știu cum să zic. Mă rog, hai să vedem aici ce curs avem. A, nicio curs aici, e doar garajul. Ok, mergem atunci mai departe. Apropo, mă gândeam poate să fac un poll sau ceva, sau măcar să lăsați un comment. Voi ce ziceți? Vă place așa să ne plimbăm prin oraș sau să intru direct în curse și atât? Dar parcă e mai fun așa open world, nu? Zic și eu. Ia, special event. Hai să-l facem. Pui mei. Yo, dude, this guy's gotta catch a plane. It's stalling him, but you got to get to the location in the next 2 minutes or he's out of here. Gata. Nu știu dacă sper că acolo, la săgeată trebuie să mă duc, nu? Stai un pic. Nu? Da, cred că acolo. Hai să ne activăm GPS-ul, bă, că... E că fac un rahat. Na, GPS-ul mă duce, mă pune să mă întorc. Păi nu, frate, așa vreau și eu, la dreapta. Să mă duc ca lumea. Drumul meu, nu să mă întorc din drum. 2 minute, dracu să le ia, că deja au trecut 20 de secunde, aproape 30. Și eu încă sunt la naiba în praznic. Na, pe special event. Pare rău. Dar nu cred că o să ne încadrăm până acolo, frate, așa de repede. Ui mei. Hai să vedem, poate merge. Poate merge până la urmă. Poate doar mă subestimez eu și capacitatea mea de a... Dracu, dar ce complicate sunt unele străzi, bă, în jocul ăsta. Hai că ne încadrăm, bă, ajungem, fii atent. Fii atent că ajungem. Ajungem la Tsang. Bă, chiar cu aproape un minut în plus. Hai că e bine. Hai că e bine. Și? Trebuie să fac ceva viteză? You can now take a photo of your car and get on the cover of a magazine. Oh! Oh! Control car. Ce? Up! Stai! Wow, stai un pic, fii atent aici. Bang! Nu. Nu. Nu-i bine, nu-mi place. Stai un pic. Bang! Și bang! Nu, că așa arată de... Man, cum ne va să fac, frate, să arate bine? Așa? Sau să fiu eu, pur și simplu, bă, că am și scuipat tot iară. Hai că o fi bun așa, dă-l dracu, show off. Bă, mă lași. Așa facem, gata. Bun, cycle cameras. Nu așa, zici că stai ceva poză înainte să mă aresteze cineva. A, doar astea 3 poziții le avem, ok. Păi, cel mai bine, sincer, cred că arată asta. Da, așa poză cu podul, ca la boschetari. Hai, las-o așa, na, take picture. Mama mia, ce poză, bă, ești nebun, accept. Păi, acum să nu accept minunăția asta de Peugeot. Pe acea revistă. Ce naiba cu la performance shop. Hai să intrăm. A, nu, este Carlot aici. Iar cred că mă bag la performance shop și de fapt nu intru la Carlot. Bă, ar trebui să mai curăț și eu microfonul ăsta dracu, la cât am scuipat pe el în toate episoadele din trecut. Necesită o curățare de aia, dezinfectare în pui mei. Ia, pe unde o să o luăm? Pe unde să o luăm noi? Să mergem la astea, la drifturi? Hai să ne băgăm la un drift, why not? Nu? Nu vă sună fun un drift? Ia, dar nu știu dacă pot să iau pe aici până acolo. Cumva trebuie să fiu jos sau ce? Oh, uleu, alea jos. Nu pe cum, mama naibii, cobor acum. Stai așa că îmi trebuie GPS, bă. Deci îmi trebuie GPS în pâinii mei. Hai, engage. Sper că îmi dispare cursorul. Da, hai că dispare. Oh, uleu, cât trebuie să mă duc, tată. Oh. Ah, că ok, oricum e cea mai apropiată cursă, chiar și așa, cred. No, dacă nu-mi băga manevre de alea bruște, GPS-ule. Era frumos dacă îmi dădeai și mie și ceva coordonate vocale. Nu doar să bâță-i și să fâță-i atâta săgeata aia. Na, hai că am ajuns. Uite, aici avem un, deci o cursă de drift, da? Nu contează pe care o începem. Avem 369 de metri de mers. Și pare a fi relativ ok. What do you say? Normal că încep, frate, păi da ce naiba. Suntem noobi să nu putem să facem noi, să nu fim în stare să facem noi un drift? Ia. Yeah. Dar ăștia sunt foarte jigoși, bă, deci ăștia în FSO-ul ăsta sunt efectiv scârbe de oameni mulți. Am făcut 9000, aproape 10 din start. Și era să mergem și în contra direcției noastre, dar aia e.
Un pic cam slăbuț așa cu drifturile, sincer. Hai să băgăm și noi, să luăm un pic de avânt, ce ziceți? Nu? Uite, băgăm un pic, luăm un pic de avânt și... și încercăm să nu intrăm în ziduri. Dracu. Ia, stai așa, hai că ne mai luăm încă o dată avânt, da? Deci ne luăm avânt. Și hai acum, hai acum, drift, hai, bagă. Hai, nu intra în zid, ăla-i tată, 13 minute, anula! Ne-a ajuns ăla de pe locul 2 din urmă. Aoleu, și avem 27, fuck! Ștefane! Dacă l-avem pe Ștefan pe locul 2. Nu, deci fii atent. Nu, vă rog frumos să uitați să ștergeți din istorie acest drift, ok? Eu mă confrunt cu Ștefan în momentul ăsta, o să mă bag așa viteză. Bă, dar ce dracu intră așa de ușor în drifturi? Fii atent că nici nu trebuie frână de mână, frate, aici. Oricum, avem 18.000, ok? Asta e important, l-am și prăbușit pe ăla din spate. Ok, MX-5 majoritatea. Parcă așa era și data trecută, din ce mi-aduc aminte. Hai să-l facem și pe următorul, bă, că mă enervează că conduc așa de prost în drifturi. Dar uite că e așa de dubios să treci de la un NFS la altul, bă. Deci atât de dubios. Chiar ești curios când o să mă reapuc într-o zi de NFS Most Wanted, cum o să fie. Yuhuu, Rider, that's your bammer! 304 metri. Gata, de data asta poate să aibă ei MX-5-uri, MX-12-uri, MX-50-uri, ce vor. Eu o să fiu pe primul loc, asigurat. Stai, că iar o să încerce să mă împingă. Du-te, tată, du-te tu înainte, așa cum vrei tu, ca fraierul. Fii atent aici, bang, 3000 direct din start și neanulate, da? Neanulate. N-avem noi accelerația cea mai bună, să zici că, mamă, ce drifturi putem să facem. Deci, efectiv, zici că fac drifturi cu matizum, puii mei. De fapt, chiar cred că așa și e mașinuța asta. Nu știu, n-am auzit în viața mea de modelul ăsta de mașină. Nu că știu eu prea multe mașini în general, dar zic așa, ca idee, ca fapt divers. Ok, băi, nu știu unde neba să-mi pun camera, frate. Fii atent că pe toate colțurile ecranului există câte ceva. Acolo ai harta, acolo ai... Dar lasă-mă, bine, cred că vă acopăr harta, nu? Sau să nu? Băi, știți ceva? Vă acopăr scorul, puii mei. Na, m-am mutat. Dacă nici măcar n-am mai fost atent la ce am de făcut. Bă, am terminat pe locul 2. Am trebuit pe locul 2, că eu eram atent la să vă fac voi experiența mai bună, frate. Gata, stai așa. Gata, de data asta facem revoluție. De data asta facem revoluție în scoreboard-ul lor de NFS, de drifturi. Fii atent, aici intrăm în primul drift. Bang, fii atent cum îl facem. Un 9000, ha? Bă, băiete, cu cine vă jucați voi, bă? Bă, cu cine vă jucați voi, bă, aici? Ha? Ia uite aici, bang. 8000. Dacă ne chinuim un pic, facem un 10.000. Nu facem, ok. Am înțeles. Suntem cu Ted Bundy în competiție, bă. Noi versus Ted, Mark. Oooo, 12.000, 13.000, bă, lasă-mă. Eu v-am zis ca să revoluționăm scoreboard-ul. Gata. Sincer, cred că prea mă chinui eu ca la fiecare curbă să fac un drift. Cred că prea mă chinui. Cred că e mult mai simplă ideea de drift de atât. Îți iei viteză, faci un drift, mai îți iei viteză, mai faci un drift, nu tot. Scârți în fiecare curbă. Na, am făcut două drifturi, deci de drifturi cred că ne-am și scăpat. Doar nici măcar nu mai avem în puii mei. Ok, care ar fi cea mai aproape? Noi suntem aici. Cea mai aproape în puii mei e la naiba în praznic. Hai să ne băgăm, na uite, ne băgăm aici. Nu știu ce cursă e aia, sincer, cred că e un sprint. Cred, ar fi bine. Că parcă m-am săturat să fac același tip de curse deja. Da, știu, mă satur foarte repede de a face aceeași chestie de 1000 de ori. Ia pe la stânga. Oponenții mei pe aici, pe hartă, se dau șmecheri. Se dau șmecheri, fraieri. Bă, dați-vă, bă, jos din mașină, bă, nu vedeți ce faceți. Stai un pic, ce era aia din spate? A, erau doar lumini, ok. Mă gândeam că cine știe ce, câte mii de dolari mai găsesc acum pe jos. Dar chiar că n-am mai prea găsit. Cam rar o găsești în jocul ăsta dolari pe jos, bă. Iată-l pe ăsta, bă, ce viteză. Bă, băiatule, tu ce... Oh, stai. Eu mă concuram cu NPC-ul ăla. Avem? Sprint, am zis bine. Yo, Flammy, you wanna run a sprint with the bank boys or what? All you need is some bank. Ce bank, bă. Hai de viața mea, ce grafică, să-mi bag picioarele. Bine, la vremea aia, vă dați seama ce șmecherie era, nu? Se va arate asfaltul așa de aproape. Hai.
Hai, tata, bagă un drafting calul meu. Bă, știi ce-i fain la asta cu drafting-ul? Acum stăteam să mă gândesc. Deci fii atent că prins și viteză, am zis eu bine. Prins și viteză în avantajul lui și... totodată... se încarcă și nitro și poți să folosești nitro înainte să se încarce. Nu știu ce voiam să zic, sincer. Las-o așa. Întrebarea mea e, oare și în viața reală poți să faci slipstream, bă? Aerodinamica te lasă să faci așa ceva? Deci fii atent că e destul de greu să intrecem pe ăștia doi din față. Nu știu cum... bă! Vă rog frumos, nu vă mai spawnați așa de ciudat, bă! Deci vă rog tare mult! Propsurilor! Stați naibii, cu minți! Ia, hai să băgăm niște nitro și să încercăm să-i facem ăsta drafting, oare reușim? Reușim, fii atent! Gata, i-am făcut drafting! Uuu, maica mea, ce era să belesc acolo, cariciu! Hai să-i dăm și-o ăsta drafting! Stai, stați că ne dăm drag cu blown engine cu mașina asta! Ați auzit cum ne făcea motorul, bă? Aoleu, și se deși pe contrasens, fii atent, ăsta e pericol grav! De ce-o luat-o ăla pe dreapta? Pe sensul nostru! Și eu ca fraier pe contra... aaa, păi ăsta e drumul mai lung, fii atent! Să-mi bag picioarele, că am uitat să verific harta! Dar stai că poate totuși... poate totuși avem o speranță. Pe naiba. Uite-te cât de în, cât de în față au luat-o ăștia acum, na. Uite-te la ei. Ce jeguri ordinare, bă, de NPC-uri. Deci ce jeguri ordinare, efectiv, de NPC-uri. Nu, că mă duc gata, al prim pe ăla, mi-am luat avânt acum. Sunt plin de draci. Mașina mea la fel, își dă imediat blown engine iar aproape. Hai, fraiere, să te văd. Cum e curba asta, a? Cum e, că eu am luat-o mai șmecher ca tine. Bă, suntem 80% din cursă. 80%, deci nu știu cât de mari speranțe să mai am la o, un destin bun și frumos. N-au să-mi bag picioarele, s-au dus dracu toată speranța mea și tot destinul meu. Hai, nene, trage, trage, bă, pe joule. Dă-te în puii mei, că parcă erai sleeper build. S-au dus dracu, suntem pe ultimul loc la 91%. Dă-te în puii mei, măcar tu să nu câștigi. Exact. Putem să dăm restart. Nu, deci fii atent, după cursa asta ne băgăm clar la performance shop. Nu se poate. Ce naiba, ne batem chiar așa în halul ăsta joc. Nu, fii atent, ne-am încărcat nitro-ul. Pe ăla l-am tras așa într-o parte. Stai că încercăm și pe ăstălalt, fii atent. Fraiere, nu mă împinge. Nu mă împinge. Na, să nu te... să nu te... să nu te vii tu prea tu based, băi. Ouch. Ok, deci fii atent. Stăm în spatele lui, da? Ne tragem noi așa ca lui... oh! Bă, omul meu! Bă, omul meu! Oh, și suntem pe locul 2, fii atent! L-am întors pe ăla, înapoi ne întoarcem și pe ăsta. Păi, dar ce naiba? Ne mai chinuim atât. Hai, Scott! Hai, Scott, că... uite, bă, deci propul ăla e foarte gliciuit acolo. Deci e clar, în cursele astea din Underground 2 trebuie să fiu cu atenție mare, la atenție sporită la propsuri. Gata, suntem pe primul loc. Ăla-i. Fraiere, ia să vezi și tu ce înseamnă să pierzi, nu numai eu, toată ziua. Aproape jumătatea cursei. Și fraiere, rămân unde? În spate, exact. Cum am fost eu mai înainte, ultimul fraier. Da, ne mai încărcăm și un pic așa nitro. Bang. Oh, deci dacă treci pe lângă mai multe mașini, fii atent că îți iei de-asta boost la... îți iei un fel de combo. Un fel de combo, frate, pe lângă câte mașini ai trecut. Hai că pe lângă aia nu mi-a dat niciun combo. Chiar au fost jeguri acolo, că am trecut pe lângă el, las-o naibii. Ce naiba, de ce am primit acum? Ce păi mi-am primit? A, fii atent că tot îmi dă combo-uri. Ori 5. Oh, păi da, mi s-a încărcat nitro ca lumea până acum. Dar tot prefer sistemul ăla de Most Wanted. Nu știu, probabil că nu-i realist deloc, dar sistemul ăla în care ți se încarcă pe măsură ce trece timpul tot e cel mai fun. Părerea mea. Na, că v-am băgat aici un nitro boost. Dar mai e încă o curbă, așa e de aia strâmtă. Parcă așa mi-aduc aminte.
Da, mai e încă o curbă de aia strâmtă înainte de finish. Dar de ce sunt două finish-uri? Wow, fii atent că un finish e mai scurt decât celălalt. Ce? Să-mi bag picioarele dacă am mai văzut în viața mea o cursă, în vreun joc de ăsta de racing, cu două finish-uri? What? No, 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 no. No, nu pot să cred, nu pot să cred, nu pot să cred. No, 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 nu pot să cred, efectiv. Și fii atent că iau ăștia tot pe partea. Oh my god, dubița măstica aia m-a făcut să pierd. Dar două tempuri mei. Nu, gata, deci trec peste. Deci cursa asta nu o facem astăzi, băieți. O facem altă dată. Azi nu e timpul meu de așa ceva. Ok? M-a săturat să fiu un pierzător. Deci avem. N-avem niciun mesaj nou. Hai să mergem la performance shop. Să ne relaxăm un pic. Ce ziceți? Sună bine? Dar unde-i bă ăla? Maglow. Că acolo vreau să merg, frate, la discounturi. Dar păi nu știu unde să-l găsesc. Așa că momentan ăștia 6.000 de dolari aproape pe care avem în bancă, o să-i spargem pe componente la preț întreg. Ce să faci, na? Azi nu ne putem zgârci, dar poate ne zgârcim data viitoare. Când îmi ziceți și mie unde mama naibii chestia aia. De ce mi-a arătat săgeata? Bă, ăștia-s prăjiți? De ce mi-a arătat săgeata în altă direcție? Mă ducea la Maglow? Nu? Ok. No, hai să vedem. Asta e Maglow Parts. Păi și cum adică? Păi nu e același shop pe care l-am avut și până acum? Nu știu, man. Deci Performance Tuning. Să intrăm pe Performance Tuning, bă. Nu știu exact ce schimbă aici. Dar dacă facem o șmechereală. Ia, hai să vedem. Bănuiesc că aici poți să te ajustezi sus. Speed out of your ride, then you're gonna need to spend some time here. Hit the dyno and the test track to tweak your performance settings for maximum power. Ce? Ce se întâmplă aici? Max torque power. Ok. Și ce am de făcut mai exact? Nu, că chestia asta mă depășește, mă și sperie. Ce pui mai am de făcut? Tune settings, a, uite aici. A, păi de-a-s toate blocate, de ce? Probabil trebuie să mai avansez un pic ca să deblochez tuning-ul. Na, deci dăm quit și hai să vedem la engine. Ne putem da upgrade la engine, ceea ce sună foarte bine. Dar hai să vedem, aici ne dă upgrade la accelerație și la top speed. Accelerația mă bucur dacă îmi dau upgrade, sincer. O să ne dă și mai tare la ECU. Ok. Cum am zis, sună foarte bine. Asta ne dă upgrade un pic la handling. Păi fii atent. Știți ce facem? Astea sunt blocate toate, ok. Deci ne dăm upgrade la suspensii. Individual parts? Cum adică? Cred că pe astea le avem, nu? Ok, poți să cumperi doar câte una ca să nu cumperi întregul package. Păi și vreau să-mi iau întregul package. Ce are? Și ne schimbăm pe Agent Air Springs și Skunk 2. Habar n-am. Ok, am cumpărat ăsta și ne-am crescut semnificativ handling-ul. Și ne facem acum upgrade la ECU. Nu știu dacă ne ajung banii, dar cred că ne ajung. Cred că ne ajung și de altceva. Asta nu vreau Apex, vreau un NFSU 2. Bună-i. Să dăm upgrade și la engine. Hai să dăm. Hai să dăm, frate. Ce tot atâta AM, frate? Ok, avem doar astea două variante. La unele dintre ele, deci avem destul de puține variante. InGen. Aici vreau HP Racing, AM și Aero Speed. Perfect. Mai avem 3.000 de dolari. Fii atent că putem să ne dăm și upgrade la transmisie. Ăsta nu știu exact ce face diferit, că mi se pare că e exact același. Avem exact același stats. Nu știu. Să dăm upgrade la street package? Hai să dăm upgrade. Poftim. Na. Și acum ar trebui să avem mașină de-aia jmecheră rău. Dar jmecheră rău de tot gen. Hai să vedem ce upgrade ne-am dat. Oare sună și diferit mașina noastră când ne-am dat upgrade la engine? Bă, parcă e mai fioroasă un pic așa, a? Ia, ce pui mai de... Bă, tot se aude ca și cum primesc mesajul, dar de fapt nu primesc nimic, nu știu ce tot are.
No. Să mai încercăm încă o dată cursa aia? Ah, să mai băgăm încă o dată sprintul? Că parcă e mai dur așa, mai fioroasă, cum îmi place mie să fie mașina. Hai să vedem. Hai să vedem dacă... Aici cred că era, da, uite aici. Hai să încercăm încă o dată cursa asta. Poate acum merge mai bine. Și totuși n-am înțeles, nu sunt... Sunt două endinguri, nu? Posibile. Drept înainte sau două curbe și ajungi la ending. No, hai fraiere, doar să vă văd. Eee, dar și-or dați ăștia upgrade, ai dracu la mașini. Și-or dați ăștia upgrade, fii atent ce mașini au ei acum. Aaaa, păi stai așa, bă. Stai așa, bă. Ia uite ce avantaj prindem acum cu noile upgrade-uri. Fii atent cum se mișcă sleeper-ul nostru. Sleep-ul nostru. Încerc să trec pe lângă ei și să-mi iau upgrade ăsta, să mi se încarce nitro. Dar fără să mă accidentez. Dacă e bine. Eram cât pe acolo, cât pe aici. Bun. Ata, bă, easy peasy. Așa îmi place, bă, să simt și eu, frate, că sunt Need for Speed în puii mei. Nu să simt, zici că sunt pe... Zici că sunt cu mașină de civil din GTA. Bag la curse. Fii atent că aveam super încărcat nitro-ul. Ok. Îmi place. Chiar îmi place, bă. Bang. Fii atent că ni se încarcă aproape jumătate din nitro la o, pe lângă o mașină când trecem. Cam o treime, așa. Cam urâțel am intrat acolo în zid. Bă, dar cum dracu știi de ăștia, bă, pasul, frate? Sunt NPC-uri, da, știu. Îmi place când vorbesc efectiv singur și mă... Găsesc motive ca să mă calmez singur. Ok, o luăm prin dreapta aici, că e partea mai scurtă, da? Da? Da. Bun. No, gata, bă, deci acum poate să fie și 15 curbe de alea nașpa. Că eu voi ajunge tot pe primul loc. Și fii atent că el lua mult mai bine acum curbele. Îți curios în drift cum o să se comporte cu noile upgrade-uri. Aș fi făcut acolo, oricum nu mă lasă momentan să dau tuning la mașină. Dar-s curios acolo ce schimbări pot să fac când o să fie deblocate. Dacă intrăm așa frumoșel în serpentinele astea. Fii atent că iar o să fie dubița aia acolo, pe cât punem pareu. Deci pe cât punem pareu că dubița aia o să se spawneze mereu în curba de aici din capăt. Dar trebuie să o luăm atunci pe contrasens. Hai că ne tragem pe contrasens. Hai dubiță, apari, apari să te văd. Nu? Ok. Interesant. Deci chiar interesant. A, dar nu poți, bă, să o iei tot înainte să ajungi la finish-ul ălălalt. Atunci de cineva mai apare pe hartă. Nu știu, o fi ceva easter egg, puii mei. Gata, băieți! Gata! În 2037 am terminat încă o cursă din NFS Underground 2. Deci suntem cei mai șmecheri. Nu m-am uitat să văd și ce mașinuțe aveau ăia. Mai învăț și eu un model 2 de mașini după lumea asta. From Rachel, sports compact car cover opportunity, one of my contacts. Ce? Ah, ok, avem încă un fotograf. Bă, lasă-mă. Și ce vrei acum, să fac și poze? Ne punem acum, facem poze risque cu mașina. No. Păi, bă, eu mă mulțumesc de progresul de astăzi față de ăla de data trecută. Eu zic că am mers mult mai bine. What's up? Mersi, frate, imediat. Ia uite, avem Best Buy în față, ești nebun? Au în jocul ăsta chiar magazine pe bune de-astea americane. Ok, bă, aș mai fi făcut și chestiunea asta cu poza, dar o facem data viitoare, așa o să începem în fiță, în figuri, data viitoare episodul. Până atunci, mersi mult de tot pentru vizualizare, sunteți cei mai tari, the best, bă, deci cea mai tare audiență pe care o putem avea. Eu am fost Gârcea, vă salut, nu uitați să băgați acolo un like, un share și un subscribe, sunteți cei mai tari, goodbye. Și eu sunt iarăși Grinch, Lord 3000.